Ei bine, oameni buni, ne pregătim să o primim cu brațele deschise pe Elena Ionescu! Mamă, parcă altfel merge muzica asta, Ciucă, după ce mănânci un grătărel altfel. Da, da. Bună și bine ai venit alături de noi. Ce faci, draga mea? Bine, mulțumesc foarte bine. Te rog să luăm un loc la bar. Avem... Și grătarul. A dispărut totul, tu ai văzut grătarul cum? A dispărut. Deci avem o echipă de intervenție, de dispare totul, nici nu te aștepți. Am înțeles, las că e bine. Dispare grătarul, dispare sosul, dispare pălinca, tot. Uite-te și tu ce curățenie, zici că nici n-a fost despre așa ceva vorba aici. Da, a venit pe ghea, a dat și cu spray, cu parfum, pac-pac, așa, a aerisit, gata, bine, la revedere. Oricum. Păcat că nu e masa plină, în rest totul e perfect. Exact. Da. Bună ziua și bine ați venit alături de noi. Ce face stimata doamna Elena? Foarte bine, mulțumesc că am venit aici la voi cu piesă nouă, cu summer vibe-ul ăla bun, cu energia bună și să vă încânt un pic așa, după o perioadă destul de lungă. Ce ai mai făcut în ultima perioadă? Mai m-am ocupat de cel mic, acum și la grădiniță. Cât are? Așa mai mult timp de, pentru mine, 5 ani are deja. L-am băgat mai târziu la grădiniță, că noi am avut filmări multe împreună la un moment dat. Am zis, hai să-l mai țin cu mine și de anul trecut, practic, l-am băgat la grădiniță și acum deja suntem obișnuiți cu toate. Fiecare e programul lui, e bine, bine. Am înțeles că în ultima perioadă ai punctat la aspectul fizic, adică ai zis, haide să slăbesc mult, să, nu? Să mă mențin în formă, că știi cum e trecerea timpului, trebuie să, nu știu, să pună, să amprenteze într-un mod frumos. Și eu cred că încerc să fac asta cât pe cât posibil și, Doamne, să fim sănătoși, că asta e cel mai important, că până la urmă e sănătatea la mijloc. Eu fac sport pentru sănătate și, dincolo de asta, vreau să fiu latina, așa, în continuare, să cânt muzica asta, să mă reîntorc acolo la Breas, la mea, la... Câți ani ai tu acum, Elena? 35. Mulți înainte, că ai zis că, domne, vreau să mă mențin, să fiu latina, să fiu, adică... Păi da, să mă mențin. Nu ai văzut Jennifer Lopez are 50 de ani în industria asta. Jennifer Lopez are 20, are 50 și ceva de ani și arată la fel. Da, da, să aflăm și noi trucurile să ne mențin. Fii atent, dacă vrei poți să-ți fac o cafeluță de asta. Dacă, clar, okay, si, donde, dacă, donde. Că mai zis că, domne, e barul gol, n-avem nimic, dar nu mai am nici gheață. Oricum au servit în față colegele, deci nu trebuie. Stai că stai liniștit, uite, am aici pizza. Vreau să pizza? Mă hidratez. A, pizza. A, pizza, a. Înțeles, pizza. Nu mai pizza. Și tu tot pizza, ai înțeles? Deci tot la mâncare te gândești. Numai la mâncare tu, numai la mâncare. Lasă că e bine, e bun. Și e acum, bun. Practic, ce piesă ai pregătit? Am făcut o piesă, O mamă, împreună cu un prieten drag, lui Andrei Vitan, care n-a putut să fie astăzi aici, că nu este în oraș. Da. Și am venit cu fetele mele, cu dansatoarele. Este o piesă de vară, de spaniolă cu engleză, o piesă internațională, ca să o numim așa. Și mă bucur, a ieșit așa pe gustul meu. Am făcut-o împreună cu acest băiat, pentru că am mai lucrat cu el și el a lucrat niște piese de genul acesta, reggaeton. Și am regizat-o împreună cu... A fost regizată de Claudiu Doru Coța și Denis Rusanovski, un tip care lucrează la noi, am înțeles, la o anumită casă de discuri. Și adică cu oameni foarte talentați, cu oameni foarte talentați și îmi place ce a ieșit. Am pus pe canalul meu, cel pe care l-am început, din nou l-am relansat. Că Elena am Ionescu pe YouTube. De... Da, haideți să chemăm și fetele. Haideți, fetelor, veniți și voi aici. Sunt dansatoarele, da, pregătite, da, da, să, da, facă, da, spectacol. Fetele mele de la concerte. Da, astăzi am luat aici. Bună, fetelor, ce faceți? Foarte bine, mulțumim. Cum sunteți? Sunteți bine? Vă puneți pe voi, Elena, să faceți sport? Nu. Nu. Nu, no, le fac non-stop, că ele sunt coregrafe la bază, adică deci ele oricum șefe fac, la sport. Perfect, bun. Deci atunci avem echipa, Elena Ionescu căutăm pe YouTube, găsim și melodia, găsim și videoclipul și ne bucurăm de piesa asta de vară, corect? Mulțumim și noi tare mult de invitație. Bă, perfect, să fie de vară, că azi dimineață, Ciucă, când am dus copiii la școală, bă, băiatul meu, erau 19 grade, 18 grade, erau un fric. La 7 jumate. La 8 era mai bine. Bă, băiatul meu, era un fric și bătea și un vânt de nu știu cum să zic. A fost jale. Da, da, a fost un pic răcoare, dar parcă e bine și așa, se doarme bine noaptea. Exact, zic? Caliente. Caliente, dar perfect. Venim noi cu soarele. Oameni buni, Elena Ionescu pregătită să ne cânte, să ne bucurăm de viață, de atmosferă. A venit și gheața, fetelor, vă pregătesc ceva imediat după ce cântați și dansați, da? Haideți să dăm drumul la spectacol, iar noastră cei de acasă, nu uitați, puteți să o găsiți pe YouTube. Elena Ionescu! Oficial. Official. Official. Soy la mala, 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 mala. En los hombres joyas regalas.
mal. Viene fría, arregla, abrió cuando me siento amada. Yo sé cuando ella baila y te atrapa. Rapena, rapena, guapa, guapa. Nina, nina, voy por ti si quieres compañía. Una de las buenas porque soy de la mafia. Oh, mamá, se diga si sexy, se calma tu bebida. Como si hola, doy mi sola, que se mora adictiva. Chica latina, cuando tú te mueves sube la adrenalina. Ah, no, mami, sabes que soy fan. Te gusta, mami, chistes cuando disto en Armani. Aquí en Bora Bora está borracha, cha, 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 cha. No le gusta el reggaetón y no el tango. Tú eres un Ferrari y yo soy un Lambo. Mai o dată. Asta, nu, fetele să vină să-ți finalul ăsta, deci asta mi-a plăcut. Să te pupe un pic. Așa se aude, fetelor. Voi sunteți prietene, abia am reușit să fac să-l împărțiți, da? Aveți grijă de voi, Elena Ionescu, căutați pe YouTube la cererea publicului. Mulțumim mult, să aveți o vară frumoasă. Doamne ajută și vouă, gracias. Gracias, per todo, numai bine. Vă iubim, vă mulțumim.